15 echipe de elevi de gimnaziu și tot atâtea de liceu venite din toate colțurile țării s-au întrecut la Deva în cadrul concursului cu tematică de protecție civilă Cu viața mea, apăr viața. Timp de 3 zile, elevii au pus în practică toate cunoștințele și abilitățile dobândite în domeniul situațiilor de urgență. Elevii au participat la 3 probe. Prima testare a fost cea teoretică, după care, timp de 2 zile, s-au desfășurat 2 probe practice. Prima a fost transportul asistat pe o distanță de 50 de metri al unui accidentat așezat pe o targă. Atenție, complicați! Atenție, așezați! Atenție, ridicați! Cea de-a doua probă a constat în parcurgerea unui raion cu obstacole, deplasarea realizându-se cu mască cu vizorul obturat pe figură. Pe parcursul traseului, concurentul a fost coordonat de un coechipier. Această competiție urmărește, printre altele, dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență, dar și dezvoltarea în rândul elevilor a inițiativei, precum și a spiritului de echipă. Concursul a fost organizat de către Ministerul Educației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara și ISU Hunedoara.